Ne spuneți când suntem gata să începem. Gata? Noi vă mulțumim pentru că ați dat curs invitații pentru evenimentul de astăzi. De fapt, am vrut să vă comunicăm detaliile, cum și ce se va întâmpla de la 1 iulie cu referință la transportul public din municipiul Chișinău și am să-l rog pe domnul director Mihalache să fac o incursiune pe toate punctele, cred că de interes, și să răspundem și la întrebările dumneavoastră, pentru că am văzut în spațiul public multe întrebări în acest sens. Cine beneficiază? Când beneficiază? Cum beneficiază? Și vrem ca să existe o claritate absolut pentru toată lumea. Domnul director, vă rog. Mulțumesc, domn primar. Într-adevăr, acesta este o măsură inițiată conform deciziei Consiliului Municipal. Această decizie prevedea aprobarea metodologiei de calcul a costului unei călătorii în transport public. Paralel, în cadrul acestei metodologii, au fost inițiate și un șir de alte oportunități de cointeresare a călătorilor de a folosi și alte instrumente de plată, mă refer la abonamente pentru călătorii în transport public. În cadrul acestui obiectiv și reieșind din faptul că este un obiectiv care era unul important la etapa actuală pentru a nu admite intrarea în insolvabilitate și inclusiv incapacitate de plată a salariilor și inclusiv a acelor componente care sunt strict necesare pentru activitatea întreprinderilor care desfășoară activitatea în domeniul transportului public, a fost inițiată și odată cu aprobarea metodologiei, suntem la etapa aprobării de către primarul general a dispoziției privind stabilirea costului unei călătorii în transport public la valoarea de 6 lei. Aici ne referim la toate categoriile de transport, transport electric, transport prin autobuz, mijloace de autobuze și inclusiv maxi-taxi. Aici ne referim la toată zona orașului Chișinău. Avem o singură excepție pentru maxi-taxi atunci când acestea se deplasează în zone ce depășesc hotarele orașului și pentru fiecare kilometru, conform deciziei aprobate de Consiliul Municipal, se aplică un coeficient de multiplicare de 0,4 lei pentru fiecare kilometru parcurs. Nicătând la aceasta, vrem să comunicăm călătorilor din transportul public municipal că acel sistem de motivare de călătorii în transport public cu aplicarea sau cu utilizarea abonamentelor aprobate și stabilite prin decizia Consiliului și ulterior dezvoltată prin dispoziția primarului general. La ora actuală, în primăria municipiului Chișinău propune călătorilor trei tipuri de abonamente, abonamente pentru o lună, pentru 3 și pentru 6 luni. Există și acele categorii de călători care se bucură de deplasarea în transport public, de privilegiu de deplasare gratuită, mă refer la, cum a fost și anterior, copiii de până la 7 ani, elevii claselor a 1-a, 4-a, pensionarii pentru limită de vârstă și persoanele cu dezabilități. Și mai avem, și cum se enunța anterior, mai avem... Dacă e posibil, aici doar o simplă remarcă. Sunt în jur de 300.000 de persoane beneficiare de gratuități. Adică jumătate din cei care folosesc transportul zilnic. 50%, mă refer aici o dată în plus, pensionarii, aproape 200.000 de locuitori ai municipiului Chișinău, 40.000 de copii clasa 1-a, 4-a și deja restul până în, de la un an până la 7 ani cu vârsta cuprinsă, persoane cu nevoi speciale. Mai avem și alte 18 categorii distincte care, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, unora place, altora nu prea, dar beneficiază de aceste înlesniri. Sunt și funcționari de rang înalt și tot felul de alt tip de funcționari, dar așa prevede legea, pentru că lumea ne-a întrebat de ce asta trebuie să meargă celălalt, nu. Asta e în ceea ce ține de partea de gratuități. Sunt scutiri la care probabil că va face referință
domnul director, și trebuie să știm cât va beneficia de discutire elevul claselor a 5-a, 12-a, studenții, alte categorii de profesioniști. Domnul director, dacă puteți spune. Într-adevăr, pentru a continua și în ceea ce ține de implementarea acelui sistem de abonamente care se propune a fi distribuit și pus la dispoziția călătorilor, avem câteva categorii de călători. Mă refer la călători generali. Aceștia sunt cei care nu beneficiază de gratuități în formă de plină, dar necătând la aceasta au o gratuitate din simplu motiv că acel cost de 360 de lei a fost diminuat la costul de 234 de lei pentru o călătorie, pentru un abonament pentru o lună, cer scuze. Pentru abonamentul pentru 3 luni aceștia vor achita 594 de lei, iar pentru abonament pentru 6 luni de zile acesta va achita 972 de lei. Dacă să vedem fiecare abonament pe o perioadă mai îndelungată, devine mai interesant în momentul în care acesta propune o scutire suplimentară decât abonamentul pentru o lună și în cazul abonamentului de 3 luni, iar în cazul abonamentului de 6 luni prevede o scutire suplimentară decât cel de 3 luni care este prevăzut. Deci trebuie să remarcăm că în raport cu ceea ce era până acum, da, noi am avut 2 lei la troleibus, 3 lei la autobuz, o singură călătorie. Ce avantaje are abonamentul? În cazul abonamentului pe 6 luni de zile, prețul călătoriei, în cazul în care aveți 2 călătorii pe zi, vă duceți la școală, ați venit la școală, vă duceți la serviciu, ați venit la serviciu, doar 2, prețul este de 2,6 lei. Dar în același timp puteți schimba autobuzul, troleibuzul, oriunde pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă schimbați mai multe autobuze, troleibuze, prețul călătoriei deja devine sub 2 lei. În cazul în care faceți 4 călătorii, 6 călătorii pe zi sau schimbați transportul, prețul se diminuează considerabil în cazul în care aveți abonament pe 6 luni de zile. Toată lumea asta trebuie să înțeleagă. Da, nu este unul ieftin, dar, repet, este pentru jumătate de an. Și în condițiile în care procurați acest abonament pe jumătate de an, cheltuielile descresc semnificativ. Iar ceea ce nemijlocit se cheltuie astăzi, deci poate fi și mai ieftin decât tariful de azi. Acum, rămân la discreția fiecarei persoane. Vreau să vă spun că suntem în căutare de soluții în paralel cu unele dintre instituții financiare ca să putem acorda pentru abonamentele pe termen lung posibilitatea persoanelor să procure în rate. Dar suntem la nivel de discuții. Asta nu înseamnă că avem o decizie sau o soluție finală în acest context. Urmează să discutăm cu băncile. În cazul în care ele vor fi interesate de un asemenea mecanism, vom anunța în scurt timp următoarele câteva săptămâni. Continuați. Tot pentru comparație, dacă ne referim la costul actual a unui abonament de 180 de lei, și costul abonamentului pentru o lună care este propus pentru călători generali, vedem că majorarea este doar de 54 de lei în totalul costului abonamentului pentru călătorii în transportul public. Și partea foarte importantă este că acest abonament oferă posibilitatea călătoriei în transport public municipal, mă refer atât la troleibuze cât și autobuze. Și evităm atunci o dublare de achiziție a unui abonament pentru troleibuz și unui abonament pentru autobuze. Foarte și foarte important este că abonamentul care este achiziționat permite călătorii în transport public și în suburbiile municipiului Chișinău. De asemenea, după cum doresc în continuare să enunț... Deci, având acest abonament, oricare, că e o lună, că trei, că șase, veniți din Vadul lui Vodă, ați schimbat mijlocul de transport în Chișinău, ați schimbat încă o dată mijlocul de transport în Chișinău, troleibuz, autobuz, și ați plecat în Sângea. În cazul în care ați schimbat de câteva ori, prețul călătoriei din Vadul lui Vodă până în
sângera, dacă aveți un abonament de 6 luni, este sub 2 lei o călătorie. Ceea ce nu putem găsi astăzi cu orice alt mijloc de transport. Pentru pensionari, pentru că a fost întrebarea și mi-au acordat-o mai multe persoane când am fost la Budești, când am fost la Trușeni, când am fost la Colonița zilele trecute. Pensionarii din raza municipiului, la fel, toți sunt scutiți de plată. Am să rog pe domnul director să explice în bază la ce temporar pot ei circula, pentru că aceste întrebări mi sunt puse foarte des, și ce o să urmeze după ce acest temporar va trece ca și perioadă. Într-adevăr, la ora actuală suntem într-o etapă de tranziție și conform decizii Consiliului Municipal, Direcția Transport împreună de comun cu subdiviziunile Consiliului Municipal, mă refer la Direcția Generală Protecție Dreptul Copilului și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, inclusiv Direcția Generală Asistență Medicală și Socială, urmează să elaborăm un regulament pentru ca în cadrul căreia să prevedem toate procedurile de distribuire și modul de utilizare a abonamentelor în municipiul Chișinău, dar până la momentul respectiv, conform dispoziției primarului general, persoanele, în special mă refer la pensionari și persoanele cu dizabilități, aceștia vor putea călători gratuit în transport public doar cu prezentarea legitimației care conferă statutul de pensionar. Repetați. Legitimația va permite deplasarea sau călătoria gratuită în transport public pentru persoane cu dizabilități și pentru pensionari pentru limită de vârstă. Pentru cât timp? Până la elaborarea regulamentului, noi am evaluat aproximativ 3 luni de zile. Deci, persoanele cu nevoi speciale și pensionarii pentru limita de vârstă vor beneficia de gratuități în transportul public municipal pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv suburbii, și tot ce trebuie să facă ei să prezinte această legitimație de pensionar sau de gradul de dizabilitate pe care îl are. De asemenea, pentru cei ce ține de călători generali, studenți și elevii claselor a 5-a 12-a, să se oferă și începând cu ziua de mâine vor fi oferite posibilități de a achiziționa abonamente de călătorie la punctele de vânzare din rețeaua Mold Presa și la parcurile de troleibuze și autobuze. Și pentru a beneficia de acea reducere la achiziționare, mă refer la elevi și studenți, aceștia vor urma să prezinte inclusiv procedura care este și astăzi valabilă, carnetul de student sau elev. Este de menționat că abonamentele pentru elevi și studenți în mare măsură vor fi suplimentate și emise într-un volum mai mare în perioada și pe perioada de studii. Mă refer că acestea vor începe a fi emise începând într-un volum mai mare, începând cu luna septembrie, moment când elevii claselor a 5-a 12 și studenții sunt implicați în procesul de studii. Elevii claselor a 1-a, a 4-a, putem spune până la clasa a 5-a, elevilor li se vor elibera abonamente în cadrul instituțiilor de învățământ în care studiază și acest, la ora actuală, Direcția Transport a înaintat un demers către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport pentru a forma listele și a prezenta listele elevilor care vor beneficia de aceste abonamente. Abonamentele vor fi emise pe un an calendaristic, din simplu motiv că ne dorim, primăria municipiului Chișinău și în acea procedură descrisă și semnată de primar general, este expres specificat că copiii trebuie să fie antrenați în activități, copiii trebuie să aibă posibilitatea de a se deplasa și a avea o facilitate de deplasare în transport public în baza abonamentului care le este eliberat. Aceste abonamente pentru elevii claselor până la clasa a 5-a vor fi eliberate pentru un an de zile. Dacă să ne referim la personalul din domeniul medical, acesta este de asemenea o continuare a acelei măsuri de
propuse și aprobate anterior de susținerea personalului din domeniul medical. Vreau să spun că la ora actuală această formulare extinde numărul de persoane care vor beneficia de această reducere, vor primi prin intermediul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială abonamentele distribuite, care ulterior vor fi repartizate prin instituțiile în cadrul cărora sunt angajați. O astfel de procedură va fi și pentru personalul din domeniul învățământului. Vreau să menționez că aici se extinde foarte mult numărul și persoanele care vor beneficia, ne referim la profesori, educatori, inclusiv și persoanele care participă activ în instruirea sau în supravegherea copiilor care se află în cadrul acestor instituții de învățământ școlare, preșcolare. Și de asemenea aceste liste și aceste abonamente vor fi repartizate de instituțiile de învățământ sau preșcolar în cadrul cărora personalul respectiv activează. Capii de familii monoparentale și familiile cu mulți copii, abonamentele vor fi repartizate prin intermediul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Aceste abonamente vor fi repartizate în conformitate cu acele liste sau persoane care sunt înregistrate și care sunt la evidența acestor subdiviziuni a primăriei municipiului Chișinău, și la solicitare, la cerere, abonamentele vor fi repartizate și distribuite acestor beneficiari care sunt invocați. După cum am menționat și cum am avut și anterior, am avut un abonament de asemenea pentru agenții economici, care de asemenea este în limite și costuri generale ca și pentru călători generali, și ele pot fi solicitate prin comandă prealabilă în cadrul Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, și care va fi emise în numărul necesar și solicitat de către agenții economici și distribuiți la solicitare și conform comenzii înaintate. Dacă puteți spune ce înseamnă literele astea, la începând la cel care îl țineți în mână. Și... Da, a fost o încercare de a identifica și de a face ușor de a fixa tipul de abonament care este deținut de călător. În cazul călătorilor și sus, vedem noțiunea, este călător general. Am folosit litera G, care spune că sunt generali și se bucură de condițiile călătorilor generali cel care deține acest abonament, și este specificat G1, este abonamentul lunar. Avem G3, abonamentele pentru 3 luni, în cazul dat începând cu data din 1 iulie-septembrie, 3 luni, și G6 este iulie-decembrie, litera G, și 6 luni, care poate fi utilizată în transportul public, și acest abonament va permite călătoria gratuită pe perioada 6 luni de zile. Necătând la aceasta, direcția va tipări în fiecare lună abonamente de toate categoriile, pentru a avea posibilitatea și de a oferi, inclusiv celor care ulterior vor dori să achiziționeze, posibilitatea de a beneficia de aceste reduceri și facilități care sunt oferite în cadrul acestor scutiri propuse prin aceste abonamente. Avem de asemenea abonamente pentru studenți, asta avem elevi claselor 1-a a altor decât clasa 1-a, a 4-a. Avem toate abonamentele, sunt identificate cu primele litere din formulare. Cap de familii monoparentali FM, familii cu mulți copii FC, personal din domeniul învățământului DI, personal din domeniul medical DM, și de asemenea sunt divizate în trei categorii, pe abonament lunar, pe 3 luni și pe 6 luni. Ok. Care sunt reducerile pentru diferite categorii, domnule director, dacă putem să spunem? Da, am putea menționa, dacă observăm călătorul general care va utiliza transportul public, costul pentru abonamentul lunar este de 234 de lei. În cazul studenților care beneficiază de o reducere de 50% de la acel coeficient care l-am stabilit de 360 de lei, vedem 164 de lei. De asemenea, diferența între călătorul general și student: călătorul general va achita pentru abonament 594 de lei, studentul
416 lei pentru abonamentele de 3 luni, iar în cazul abonamentului de 6 luni, călătorul general va achita 972 de lei, iar studentul va achita 680 de lei. Dacă e să ne referim diferența care o vedem din achiziționarea abonamentului lunar timp de 6 luni, abonamentul la costul de 234 de lei, vom avea că pentru 6 luni achiziționat lunar abonamentul, am fi trebuit să cheltuim 1440 de lei, ceea ce în condițiile noastre vedem o reducere esențială pentru diferite categorii de abonamente de la o lună la 6. Și mai mult pentru elevi? Da, la elevi și avem o reducere considerabilă, putem spune, în cazul în care să referim și nu numai la elevi, dar fix aceeași reduceri o avem și la familie cu mulți copii. Aici avem costul pentru un abonament este de 117 lei. În cazul în care abonamentul costa 70 de lei pentru elevi, avem doar o creștere de 47 de lei la această categorie, la acest tip de abonament. Iar pentru 6 luni, pentru elevi, avem 486 de lei, ceea ce este o reducere considerabilă și practic 50% din costul unui abonament pentru călători generali. De când vor fi disponibile în rețeaua Modpresa la regii abonamente? Într-adevăr, ieșind din faptul că le am prezente în fața dumneavoastră, pot menționa expres că începând cu ziua de astăzi și ziua de mâine le vom distribui în rețeaua Moldpresa și practic începând cu ziua de sâmbătă ele vor putea fi achiziționate liber în chioscurile sau în acele entități de vânzare care sunt publicate și adresele și datele sunt publicate în toate comunicatele distribuite de Direcția Transport Primărie și inclusiv pe pagina de internet a direcției și a celor entități care sunt implicate și oferă această informație disponibilă inclusiv pentru care o puteți ușor accesa și face cunoștință. Mai mult ca atât, Direcția Transport inițiază la moment și campania de informare, vor fi distribuite și fixate aceste informații prin lista punctelor de vânzare în stații de așteptare, vor fi menționate inclusiv în acele broșuri sau buclete care vor fi distribuite gratuit în transportul public pentru ca toți să poată face cunoștință, să vadă într-adevăr această nouă modificare și această soluție propusă astăzi pentru transportul municipal. Deci, ca să concluzionăm, începând cu 1 iulie, Primăria Municipiului Chișinău vă invită să procurați abonamente, în special abonamentele pe termen lung. Astfel, în nici într-un mod nu va fi afectat bugetul dumneavoastră care este alocat transportului în cazul în care transportul îl considerați ca mijloc permanent cu care vă deplasați, transportul public de pasageri. Mă refer la troleibuz și autobuz. Și dacă faceți minimum două călătorii, aveți pe parcursul perioadei de 6 luni un preț de 2,6, ceea ce este un preț mediu între tichetul la autobuz și troleibuz actual. Orice călătorie suplimentară este mai ieftină. Noutatea cea mai bună în acest sens este că puteți, în cazul în care, doar în cazul în care aveți abonament, pe o lună, pe 3 luni sau pe 6 luni, să schimbați orice mijloc de transport, troleibuz, autobuz, pe teritoriul municipiului Chișinău. Tichetul pentru troleibuz și autobuz începând cu luna iulie, 1 iulie, va fi de 6 lei pe întreg teritoriul municipiului Chișinău. La prima etapă se vor da 3 tichete de troleibuz și 2 tichete de autobuz până la lichidarea stocurilor. După care se vor tipări tichete noi. Toate categoriile care beneficiază de gratuități, în special, și repet, vreau ca mass media să aducă acest mesaj cât se poate de bine locuitorilor municipiului Chișinău.
persoanele pensionare, după limita de vârstă, cele aproximativ 200.000 de persoane care sunt înregistrate pe teritoriul municipiului Chișinău, vor merge pe gratis în transportul public. Atât în raza orașului, cât și în suburbii. Atât cei care sunt stabiliți în suburbii, cât și cei care sunt stabiliți în raza orașului. La fel copiii de la 1 până la 7 ani și cei care sunt în clasele 1-4, adică toți copiii până în clasa 5. Studenții, elevii, beneficiază de reduceri semnificative la abonamente. În același timp, sunt familiile cu mulți copii, persoanele din domeniul educației, persoanele din domeniul sănătății, dar și avem posibilitatea ca agenții economici, cei care consideră că sunt interesați să procure, să facă o precomandă în această privință. La această etapă, repet, rog să fim și răbdători un pic, pentru că suntem în perioada de tranziție, trebuie să ne adaptăm acestor lucruri. Nu exclud că vor exista și unele erori, poate, pe parcurs. Rugăm să fie semnalate Direcția Transport, regiile, atât parcul cât și Regia Transport Electric, vor anunța unde pot fi semnalate orice întrebări, neclarități. Dar în același timp am rugat direcția foarte clar să difuzeze în toate mijloacele de transport cât se poate mai pe larg, atât audio, dacă este posibil video, dacă este posibil o broșură, ca oamenii să cunoască toate detaliile, că nu reușesc fiecare să citească sau să înglobați dumneavoastră în știrile pe care le dați o oră ceea ce încercăm noi să explicăm. Ca omul să poată citi și să-și aleagă opțiune. Și în continuare vreau să cunoașteți că suntem dispuși să aducem alt transport în municipiul Chișinău de calitate. Deja domnul director pe zona regiei și nemijlocit a unităților de transport care trebuie să fie procurate de către Regia Transport Electric. Acum suntem în discuții pentru parcul urban de autobuze, să majorăm capitalul statutar acolo ca să putem procura autobuze de capacitate mai mică decât cele pe care le avem, pentru că pentru asta este cea mai mare solicitare, atât în intracartier, adică în sectoarele municipiului Chișinău, cât și nemijlocit la cele mai îndepărtate localități din componența suburbiilor, și vom face acest lucru. Am zis că minimum 70 de unități ar trebui să ajungă până în martie-aprilie anul viitor. Sau în funcție de contractele pe care le vom încheia. Sunt întrebări legate de GPS. Domnul director poate să spună la ce etapă se află lucrurile la Regie Transport Electric. La parcul urban de autobuze, licitația este anunțată. Noi așteptăm ca să fie finalizată la Regie Transport Electric. Dacă vă puteți referi, domn director, pe scurt. Da, domn primar. În urma procedurii de achiziții a fost desemnat agent economic pentru instalarea dispozitivelor GPS în transportul electric. Astfel, 400 de unități de transport deja au fost dotate cu aceste dispozitive. Suntem acum la etapa de implementarea softului, a aplicației pentru managementul de flotă. Deci, preconizăm până la 1 septembrie acest proiect să fie lansat. Obiectivul nostru este ca populația din municipiul Chișinău să poată vizualiza în termen real atât Regia Transport Electric cu flota de troleibuze, cât și parcul urban de autobuze integrat. Acum lucrăm și pe partea de interfață, cât se poate de comodă, dar și cu integrarea altor date care ar putea să fie utile. Totodată, în scurt timp, 2-3, cel mult 4 luni de zile, sperăm să avem deja soluție pe panourile informaționale care vor fi în stațiile de așteptare,
din municipiul Chișinău ca în regim real să poată, cel puțin în 200 de locații, să fie vizualizată informația cu privire la transportul și mersul transportului public. Suntem la fel în definitivarea și în permanentă comunicare cu Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce ține de trasarea liniilor și benzilor dedicate în municipiul Chișinău. Repet, prioritatea este coridorul Ciocana-Telecentru, Buiucani-Botanica. Dacă domnul director poate să ne dea niște date suplimentare sau domnul viceprimar, la ce etapă ne aflăm cu Maiu și când estimăm să avem aceste lucruri. Da, domn primar, într-adevăr, acesta este un obiectiv primordial în cadrul direcției, pentru că aceste facilități care se acordă, ele vor fi valorificate atunci când vom avea o posibilitate de deplasare a transportului public în timp anunțați și în timp real, fără ambuteiaje. În condițiile date, suntem la faza implementării proiectului de amenajarea și aplicarea marcajului rutier la faza conexiunii sectorului Ciocana cu sectorul Centru. Ulterior, avem unele lucrări, acum se finalizează lucrările de pregătire pe sectorul de drum, sau mai bine zis pe Bulevardul Dacia, și ulterior vom reveni la aplicarea marcajului pentru benzele dedicate. În ultimul rând, avem și celelalte soluții definitivate. Suntem la faza prezentării de acum proiectelor coordonate cu Poliția Rutieră pentru celelalte tronsoane anunțate. Mă refer la calea ieșilor, inclusiv prin... se lucrează acum și la tronsonul șosele Hâncești pentru a include în acel traseu anunțat de dumneavoastră și inclusiv care va crea condiții de deplasare în timp real și în timp accelerat comparativ cu ceea ce aveam în perioada de zile cu ambuteiaje sporite pe străzile municipiului Chișinău. La fel, ceea ce este important, vreau să știți că mai mult de 60% din stațiile de așteptare au fost reparate, sunt modernizate și corespund tuturor standardelor la nivel european. Că sunt făcute cu partenerii privați, că sunt făcute de către direcție, dar mai puteți acum să vedeți cum arată stațiile, cele pe care nu le-am schimbat, în raport cu cele care sunt schimbate. Și aduc aminte că toate stațiile în oraș arătau așa cum unele stații pe care le găsiți pe Muncești sau în alte zone, mai puțin accesibile la această etapă pe teritoriul municipiului Chișinău. Obiectivul este alte 100 de stații să fie schimbate în următorul an și vom lucra deopotrivă în această privință, ca infrastructura de transport să fie una modernă, comodă, confortabilă. Pentru că ne întreabă lumea și am văzut că și mass media se interesează, toate unitățile de transport care au fost cumpărate în această perioadă sunt dotate cu aparat de aer condiționat. Mai ales subiect important pentru mulți cetățeni, vara și iarna. Cele care nu sunt dotate cu aparat de aer condiționat au fost procurate până în mandatul pe care îl dețin. Noi avem discuții pentru un număr limitat de trolebuze care, dacă vom avea norocul să le procurăm la prețul cu care încearcă să se înțeleagă regia acum, la un preț de 25.000 de euro unitatea, dar la celelalte care ziceam că eventual n-ar putea să fie... Da. Până la 3.000 de euro unitatea. 3.000 de euro unitatea și atunci dacă ne reușește să găsim aceste unități de transport, o să le cuplăm pentru că cu alte facilități care nu sunt prezente, ca să asigurăm
deplină funcționalitatea unității de transport, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Dar, reiterez, toate 240 de unități care le-am cumpărat anul trecut, toate sunt dotate cu aparat de aer condiționat și multe alte facilități. Abonamente. E ceea ce vă sugerăm. De la 1 iulie e o nouă politică, atât pentru transportul public, cât și pentru transportul privat, care de fapt tot este transport public, conform normelor. Mă refer la maxi-taxi aici. Raza orașului, 6 lei, pentru transportul de maxi-taxi în afara orașului, cum ziceam, 40 de bănuți vehicul kilometru, dar nu mai mult de 12 lei pe întreg teritoriul municipiului Chișinău. Facilități. Sunt foarte multe grupuri. Vă vom informa suplimentar. Abonamentele le puteți procura și vom da toate adresele unde. Iar toate semnele de întrebare, orice este de interes, vă rugăm să ne le adresați și dacă ceva nu merge sau ceva nu e bine sau ceva considerați că trebuie să ne reclamați, cu certitudine vom lua în considerație. Pe GPS, termenul pe care am pus integrat, nu pe fiecare regie separat, în fața direcției, este de 1 octombrie, nu mai târziu de 1 octombrie. Sperăm că nu avem peste cap, așa cum ni s-a întâmplat anterior, probleme la licitații. Și dacă nu avem, atunci acest termen este și rezonabil. Iar cu benzele dedicate, cu stațiile, lucrăm, muncim în continuare. Pentru cei care spun că trebuia să fie făcut un audit, la Regie Transport Electric avem un șir de audite făcute, de începând cu Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, dar și audite specializate. La fel este în cazul parcului urban de autobuze. Deci toate argumentele unora referitor la lipsa evaluărilor în acest sens sunt absolut sterile, ca și de fapt restul argumentelor pe care le invoc în spațiu public, doar de dragul discuției în spațiu public. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, suntem gata să vă răspundem la ele. Am încercat să explic și consilierilor acest lucru. Este o modelare foarte complicată, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe opțiuni pe final. Și ele depind de următoarele, de următorii parametri, cum ar fi numărul de abonamente procurate, de o lună, de trei, de șase. Dacă avem 10% de oameni care procură abonamentul, e o situație, dacă avem 20, e altă situație, dacă avem 30, deci nu putem face o estimare. O să vă spunem cu exactitate după primele 2-3 luni de zile, dacă dinamica se va păstra și atunci vă putem spune ce se întâmplă de fapt. Noi nu știm că vor cumpăra toți 100% din beneficiari abonament. E o situație. Că vor cumpăra 100% tichete la prețul de 6 lei. E o altă situație. Deci aici e o modelare matematică foarte complicată și foarte complexă. Ea poate fi făcută, dar nu sunt sigur dacă este utilă în acest sens. O să facem evaluările în dinamică după ce se trece la nou sistem. Și atunci vă putem spune, în septembrie-octombrie, cu certitudine, credem că această dinamică se va păstra, pentru că prima lună va fi o lună de testare, oamenii se adaptează, mai văd care este reticența față de proces, după care încep a vorbi între ei, după care încep a face evaluările și contabilizarea pe bugetele personale și în 3-4 luni de zile se stabilizează. Cel puțin asta este estimarea noastră. Și atunci vă putem spune cifrele exacte, ce s-a îmbunătățit, dacă s-a îmbunătățit sau dacă rămas la fel. Nu ne așteptăm la o scădere a numărului de pasageri. Din contra, vreau să vă spun că acum avem o creștere substanțială a numărului de pasageri, ținând cont de faptul că prețul la carburant, cel puțin asta e argumentul pe care îl vedem noi, oamenii își lasă mașinile acasă și vin cu transportul public. Taxiul este foarte scump, trotineta, chiar dacă este închiriată, tot nu este una ieftină, dacă este personală, nu peste tot ajunge
infrastructura sau comoditățile sau multe alte lucruri care, care sunt și bicicleta, deși, repet, eu, de exemplu, 3 luni de zile acum și se fac, vin și plec cu trotineta în mare măsură, doar dacă întârzi foarte tare undeva, nu mă deplasez așa, dar vedem o tendință foarte clară, că oamenii și proporții foarte, foarte serioase, oamenii trec la transportul public. Singurul argument pe care îl avem, pe lângă faptul că transportul public astăzi oferă comoditățile pe care nu le oferea anterior, este că prețul la benzină și motorină este foarte, foarte, foarte mare și dureros pentru foarte multă lume. Dar pe noi ne bucură. Dacă transportul public este utilizat mai des, asta înseamnă ambuteiaje mai puține, asta înseamnă stare ecologică mai bună, asta înseamnă siguranță mai multă. Dar, iarăși, fiecare este cu alegerea sa. Acum sunt finalizate, am zis, datele unui studiu sociologic pe 9.000 de anchete, unul cantitativ, calitativ, după care trebuie să fie procesate aceste date de companie din Israel, selectată în baza unui concurs de către partenerii care finanțează proiectul BERT-BI. Estimările noastre sunt 2-3 luni de zile că vor finanța studiul de fizibilitate, dacă nu vor avea iarăși alte impedimente în acest proces. Și doar după asta putem lansa licitația pentru soluții, deci aprobarea de către CMC, iar după asta lansarea licitației pentru soluția, fie că va fi identificat, eu nu știu ce vor sugera, că este parteneriat public-privat, că este contract de servicii, că este un alt mecanism pe care putem să-l implementăm. Dacă nu și nu, vom examina inclusiv oportunitatea investiției într-o formulă sau alta a primăriei municipiului Chișinău cu eventuala cedare sau concesionare a serviciului cuiva pentru recuperarea ulterioară a finanțelor. Dar asta până când nu discutăm. Vrem să clarificăm situația. Să vedem. Obiectivul este să reușim. Eu am zis, la această etapă încă nu sunt nici la 3 ani de mandat, avem peste 70% din obiectivele, din aproape 80%, mă corectează colegii. Noi, nu este un secret, veniți acum la mine în cabinet, stă pe masă programul electoral și noi încercăm să facem tot posibil ca să ne ținem de el. Eu nu spun că sunt multe alte sute de proiecte pe care nu le-am promis în campania electorală și le-am făcut pe lângă asta. Sunt unele proiecte care nu depind de noi și toată ziua scriem scrisori celor care ar trebui să ne răspundă și i-am dat pe mână poliției că nu ne răspund, în special Ministerul Infrastructurii. Ține de centura Chișinău, pentru că noi știm că banii s-au alocat, cel puțin în negocierile din acum 2 ani de zile, în 2020, în vara 2020, pentru tronsonul 1-3, și pentru studiile de fizibilitate pe tronsoanele 4-6, pe segmentele de centură. Dar cei care promiteau acum jumătate de an, țineți minte, că se vor apuca de lucru în iunie, se facă deja, nici măcar la scrisori nu răspund. O fi că se întâmplă ceva acolo. Și mai sunt 2-3 componente care nu depind doar de municipalitate. Dar în rest muncim, o să facem să fie bine. Mult mai bine decât cum a fost. Altceva? Vă întreba un pic la subiect. Ați văzut că copacii din Chișinău continuă să facă victime, atrenează un omuță că a fost în blocare în copac. Cum comentează situația? Se muncește de dimineață și până seara târziu. Am văzut că ați publicat și niște muncitori care se odihneau la masă. Cred că nici așa nu putem să avem abordări de tipul ăsta. Oamenii ăștia sunt în teren. Repet, cu că e soare, că e rece, că e la salariile pe care le au și la sarcinile pe care le-am pus în fața lor, fac tot posibil. Mai avem unele lucruri de clarificat pe intern, noua conducere ne-a semnalat unele aspecte la care trebuie să atragem atenție sporită și am toată încrederea că lucrurile în continuare
se vor ameliora. Am preîntâmpinat, am făcut și un comunicat public în această privință, ca oamenii să nu parcheze sub mașini, e vigilie, este cod, a fost anunțat și la scară națională, nu fac referință în alte părți, ați văzut ce s-a întâmplat la Ungheni sau la Cahul sau în alte zone ale Republicii Moldova, unde a fost furtună, unde a fost vigilie, unde a fost ploaie cu grindină. Nu mai repet, că toată lumea aș aduce aminte doar când Albișoara se neacă. Ați văzut ce s-a întâmplat la București acum câteva zile? A fost tot orașul înnecat. Sau colegii mei au venit de la Budapesta, nu au putut deschide ușa. Iată că în cazul nostru ni se întâmplă și nouă, trebuie să înțelegem când ne se întâmplă și din ce cauză. Dar vreau să știți că regia muncește cât se poate de mult în această privință. Că există carențe, cu certitudine există carențe. Acum când? Acum? Câți ani aveți dumneavoastră? Nu vă spărați, câți ani aveți? Iată, eu nu știu câți ani aveți și nici nu vreau să intuiesc, dar în toată această perioadă, așa cum v-ați exprimat dumneavoastră, că nu vreau să fiți scos din context, n-a căzut niciun copac peste dumneavoastră și dă Doamne să nu cadă nici peste o persoană sau cetățean. Au fost cazuri, este adevărat, am recunoscut acest lucru, am fost concediată conducerea regiei și încercăm să facem față. Iar atunci când sunt atenționari, chiar rugăm populația să fie cât se poate de receptivă în această privință. Și am făcut multe atenționări în ultimele două zile, când a fost vânt puternic în capitală. Și dumneavoastră, mersi.